S-a vorbit despre logotnă și Cristian se pare că nu știa exact, de fapt nu știa deloc ce înseamnă cererea în căsătorie. El credea că trebuie să semneze un act ceva și că s-ar lega cumva și altfel de Antonia. După ei s-a explicat că e de fapt așa ca o promisiune că nu este obligat mai departe să facă și căsătoria și Antonia tot insista că e doar un inel, că e doar o promisiune și nimic altceva. Pare că își dorește să fie cerută în casa în Mireasa în căsătorie A spus că are o prietenă care a fost cerută și după 2 ani și jumătate s-au despărțit, adică nu e ca și cum ești legat pe viață cu acea cerere în căsătorie. Maria l-a întrebat pe Cristian dacă a mai cerut vreodată vreo fată și el a zis că nu și dacă se gândește pe viitor vreodată să ceară și el a zis că nu știe. Și ați văzut acea fază cu cordonul umbilical, cu spălatul de rufe, că a zis Cristian că acasă îi spală mama și Antonia a spus să, să taie cordonul umbilical.